început în sezonul trecut de venerabilul Evald Linen, omul care a salvat Oțelul de la retrogradare. Oțelul a terminat pe locul 10, dificil pentru cei de la Oțelul. În vară, vă spuneam, au pierdut aproape o echipă întreagă. Un șut acum foarte bun al lui Carol Karlik. Fotbalistul slovac îi dă primele emoții lui Samoil. Carol Karlik cu un șut zdravăn. Ce bine a prins mingea slovacul Karlik. A semnat cu Oțelul în această vară pentru un sezon. A venit de la echipa de pe locul 8 din prima ligă și care speră la un transfer în străinătate. După ce sezonul trecut portughezii de la Sporting Lisabona s-au lăsat dintre el și Durimel. Iată-l acum pe Cristea! O rezolvare fantezistă, după ce Bălgrădean nu s-a mai transferat la Standard Liege. Acum însă, probabil alarmat un pic de greșeala lui Marc Stoican. De la Oțelul, Weiss e cam alb la față, așa cum îi spune și numele. Weiss în germană se trage. Mingea însă a trecut puțin pe lângă poarta spectatorului Vlăsie. Rămâne 3-0. Distracție mare și în tribune. Mingea acum blocată de Samoil și primește și el o porție de aplauze. Aproape că nici nu mai știam că este și... Acum pe Durimel, îl atacă în colțul terenului pe Karim Butajin. Centrează Butajin. De data aceasta Samoil iese și reține cu siguranță golkeeperul dinamoviștilor. Cluj în prima repriză, însă de prea puține ore a pus în pericol poarta lui Samoil, care acum trimite în jumătatea studenților. Trage acum Târnăcop direct pe poartă. Mingea mi s-a părut că a fost deviată, însă șutul lui Târnăcop. Iată, noi revedem șutul de mai devreme al lui Târnăcop. Un șut într-adevăr deviat, însă până la urmă mingea a ajuns în brat care pot pleca pe contraatac. Pasa cu călcâiul lui Matei nu este una tocmai reușită. Iese Samoil din poartă și le ține din fața lui Dan Bucșa. Târnăcop ține prea mult de balon. Din nou mingea ajunge la Butajin, centrează Butajin cu stângul. Fără probleme pentru portarul celor de la Dinamo. Rămâne în continuare solicita un hands acolo atacantul Șepcilor Roșii. Repune repede balonul în joc studenții, centrează Târnăcop. Ceva probleme pentru Samoil, până la urmă portarul dinamoviștilor pe gazon. Portarul dinamoviștilor are ceva probleme după această intrare mai dură. Nicolae Mușat centrează, iese Samoil și prinde acest balon. Probabil va mai trage puțin de timp și golkeeperul celor de la Dinamo. Am intrat în minutul 90. Să vedem câte minute de prelungire se vor arăta de la margine. Locul la Neag. Aruncă mingea în față Neag, însă imprecis de data aceasta. Flaviu Stoican le cere elevilor săi să calmeze joc. Întâmplă Mengolo într-un duel cu Durimel, nu se dă faul. Târnăcop trage de la 35 de metri. Mingea ajunge în brațele lui Samoil. Târgu Mureș. Acum Gabi Mureșan și o minge greșită de Fai. Încearcă Bumba. Este un foarte bun tehnician. Iată-l pe Goga. Goga! Minge grea pentru Samoil. A fost o centrare șutată a lui Dorin Goga. Venise la finalizare tânărul Bumba. Iată-l aici pe Goga. Scapă de marcajul lui Adrian Popa și șutează în forță. Samoil trimite în corner.
A îndepărtat pericolul. Șansă bună pentru Dinamo. Rămâne însă 1-0 pentru ASEA Târgu Mureș. Gol marcat în minutul 9 de Gabi Mureșan cu un șut de la mare distanță. Minutul 30. Șansă de 2-0 pentru Târgu Mureș. Uzman îndoie. Apără Samoilă! Extraordinară intervenția în careu de Adrian Popa. Execuția lui Uzman îndoie. A fost nehotărât senegalezul. A făcut pași mărunți, a încercat să... Iată-l pe Gabi Mureșan. Forțează și el un fault acolo, Gabi Mureșan. Centrarea lui Goropsov, șansă pentru cei de la ASEA. Valentin Munteanu. Munteanu l-are în față un adversar, Munteanu se oprește și scoate mingea pentru șutul lui Georgian Honciu. Început mai bun pentru Fortuna Poiana Câmpina în aceste prime minute. Cătălin Samoilă, titlul pe Firțulescu în acest meci. Vedem galeria dinamovistă alături de echipă. Una recuperează balonul și este pericol acum. Un șut cu efect, nicio problemă pentru Cătălin Samoilă, care își repune repede. Revedem aici șansa mare pentru jucătorii Fortunei. Georgian Honciu a fost la finalizare cu această execuție. Vanderson Miranda. A, greșește și Fortuna mai trece în cont un șut. Largă mult, e pe ambele benzi. Vine și la primire, revedem greșeala făcută de Vanderson Miran. Marian Marin, fundașul central, venit și el în atac. Aldea trece spectaculos de Rotariu și centrează, este pericol din nou. Samuilă respinge Rotariu și din nou Fortuna este periculoasă. Îl vedem aici pe Valentin Munteanu. Munteanu, un dribling și apoi un șut respins în corner de Samuilă. După o pasă asemănătoare, Fortuna a înscris golul de 2-2. Munteanu pasă și este pericol. Minge respinsă greșit de Samuilă. Tâncioiu. Munteanu. Acest șut respins de Samuilă. N-a fost chiar o respingere greșită. Orciuc. Ușe va combina cu Belanda, pasă aici pentru Brown Tico și iese bine Samoilă. S-a aflat până în urmă cu o zi pe lista lui Monaco și respinge Samoilă, apoi însă mingea. Au avut ghinion aici dinamoviștii, dacă la primele două goluri se poate vorbi de neglijență la marcaj, aici am văzut un șut respins de Samoilă în Grecu. Prima execuție a fost a lui Sidorciuc. Apoi Grecu s-a trezit cu mingea în picior și practic i-a oferit un asist lui Lens și nu lui... Degajează Samoilă. Păcat că Matei s-a accidentat. Se pare că nu va putea juca împotriva Concordiei Chiajna în cupa Ligii dintre veteranii echipei Minev. Are 33 de ani. A venit în 2011 de la Botev. Iese acum bine. Foarte repede. Câștigă posesia Ludo Goreț. Minge pe care se așează cu siguranță Samoilă. De către Lucian Mezei, o primă lovitură de la colțul terenului. Samoilă ceva mai ezitant, însă reține doi timpi. Spuneam, Dinamo pregătită de play-out-ul lui la finalul acestei ediții de campionat. Jocul a început de aproximativ 3 minute. Această partidă este condusă din penalti din minutul 42 a celui așadar Zbuia. Înfrângere pe teren propriu cu CS Balotești, defensivă. Dar să vedem această fază, o centrare destul de bună de pe partea stângă a grupării din Domnești. Nu a fost nimeni la portar născut în 1992. Iată și o acțiune pe partea dreaptă de atac a celor de la Domnești. Fulea trimite însă Samuel este la post de această dată. Caracteristica de bază a unei dominări este ceea ce trebuie să facă jucătorii Zuicași pentru a intra
în avantaj la cabină după primele parte și pe 6 decembrie. Iată un șut bun de această dată. Iată Domeștiul ține să... A intrat. Jucătorul e foarte, foarte dificil pentru ca unul dintre jucătorii prezenți astăzi pe teren să facă pasul imediat în garnitura lui Flaviu Stoican. Este nevoie de meciuri în picioare, este nevoie de competiție, este nevoie de jocuri grele, de jocuri a doua a clasamentului. Nu contează la finalul sezonului regulat decât rezultatele dintre participanți. Ar fi încasat al doilea avertisment și atunci ar fi fost eliminat. Cred că acesta este motivul pentru care Lilea a decis să nu acorde acest al doilea avertisment, dar nu a jucat foarte, foarte des pentru această echipă. A venit, a susținut probe de joc pentru Dinamo. Distanță de 5 puncte față de Juventus București. Urmează Fotbal Club Balș cu 15 puncte, Apă Craiova cu 14. În joc încearcă să devină periculoasă la poarta lui Cătălin Samoilă, care iată, spinge mingea. Încă o lovitură liberă directă de pe partea dreaptă de atac a Metaloglobusului și se respinge. O lovitură de la colțul terenului. Iată, asediu din ce în ce mai puternic al gazdelor de astăzi la poarta lui Cătălin Samoilă. O centrare destul de bună executată cu piciorul stâng în interiorul suprafeței de cele mai multe oportunități de gol. Le-am notat în dreptul jucătorilor lui Leu Ostrizu, însă a lipsit luciditatea. Iată încă o acțiune destul de bună a celor de la Metaloglobus și o găsită cea mai potrivită soluție de a trimite către poarta lui Cătălin Samoilă. O dublă ocazie așadar în 10 secunde pentru Metaloglobus. Suntem abia în minutul 56 și orice se poate întâmpla în această partidă. Un șut destul de bun. Această dată reține fără nicio problemă Cătălin Samoilă. Un portar experimentat, un portar care nu a avut probleme deosebite. Problemele i le-au făcut cu echipierii din fața. Iată, nu ajung pentru moment la niciun rezultat viabil. În sfârșit, un șut bun de această dată. Cel care a reușit să amenințe eliminări. Un joc cu ceva fotbal. Un joc în care care asistăm totuși la o dominare. În fine, mingea ajunge pe partea dreaptă, nu se centrează, se întoarce mingea către Ghenovici și Ghenovici șut cu piciorul stâng, un stâng interior care însă nu este foarte, foarte eficace, fără probleme pentru Sam de la Metaloglobus în această fază. Din nou o centrare, însă pentru nimeni, fără nicio problemă pentru Cătălin Samoilă, un portar experimentat care îl face, este la finalul primelor 11 runde.
el pe ăsta după tine. Așa. Vi să-i mergi pe celul ăsta. Ia vezi, băi! Wow, wow! Uita să iasă cum nu. Faul, bă! Unul dintre voi, Bali! Lasă-l, Claus! Atenție, țintă, Claus! Dreapta, hai! Era bine să ajungă la nimeni! Atenție! Come on!
Vine o Sabi. Hai, Pane! Bravo, Pane! Pasă pentru Orban, Voi așteaptă centrarea Crângoiu, vine la prima bară și iese. Așteaptă pasă Stoica, se duce spre poartă Alex Stoica. Este penaltul. Păi nu, Dădea, stai liniștit. Haide. Hey!
Orientar nu mai este puncte. Haide, mă! Oh, sure.